De la poliție sunt trebuit, uitați-vă, te rog puțin să stăm de vorbă. Nea Vasile este una dintre persoanele care trăiește pe unde apucă. La minus 12 grade, cât s-au înregistrat oficial la Târgu Jiu, e greu să supraviețuiești sub cerul liber, așa că a primit ajutorul polițiștilor locali. Domnule, nu mă înțelegeți că nu merg la spital. Veni mai târziu. Nu! Nu, nu. Trebuie să te verificăm, puteți să te lăsăm pe frigul ăsta așa. Nu, 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 dacă veniți mai târziu, spital la mine, s-a întâmplă, fac cuvinte. S-a duce mă duce aici. Un ceai cald. Nu am dat nicio nimic, oameni. Au fost de prea multe ori și știu ce înseamnă. Da, ei vă vor binele. Păi vor, domnule, dar nu vor era de acolo. Nu înțelegeți, când mă vedea la Iriști acolo, mâine dimineață, m-a și basculat afară, cum l-a basculat pe mercul. Păi de ce? Că au reguli sau... Păi sigur că da. Deși suportă cu greu nopțile geroase, persoanele fără adăpost preferă să îndure frigul decât să meargă la Casa Iris, centrul social din cadrul primăriei Târgu Jiu. Nici internarea la spital nu mai este o soluție. Încă o dată vă întreb și eu, refuzați ajutorul nostru, a refuzat să se deplaseze o ambulanță, refuzați cazarea la Casa Iris. Da. Da, fapt pentru care vom face o fișe... Și dumneavoastră semnați pe propria răspundere că refuzați acest ajutor. Da, știu. Pentru că se anunță în continuare frig, mai multe patrule de polițiști locali vor continua să meargă pe străzi pentru a-i aduce pe cei fără adăpost în centre. În această perioadă, având în vedere temperaturile scăzute, desfășurăm activități privind depistarea și identificarea persoanelor fără adăpost. În cele mai multe situații, acestea refuză asistența medicală sau cazarea la Casa Iris. În țară, temperaturile mici din ultima perioadă au făcut prăpăd. Din cauza gerului năpraznic, 5 oameni au murit în Galați, Buzău și Iași.